În episodul anterior am început să privim spre ce înseamnă să umbli călăuzit de Duhul Sfânt. Și am înțeles în finalul episodului că Duhul lui Dumnezeu învinge firea noastră. Semnul de bază al firii este nesupunerea. Aceasta nu vrea să se supună autorității absolute a lui Dumnezeu sau să se bazeze pe mila lui absolută. De aceea nu este surprinzător că în versetul 17 din capitolul 5 din Galateni ne este prezentat un război între firea noastră și Duhul lui Dumnezeu. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Ceea ce învățăm din acest verset, pe de o parte, este că viața de credință implică o bătălie spirituală interioară. Dar un creștin nu este o persoană care nu mai experimentează nicio dorință rea, nicio dorință păcătoasă. Un creștin este o persoană care se află în război cu aceste dorințe prin puterea Duhului. Acel conflict din inima noastră nu reprezintă un lucru rău. Chiar dacă fiecare dintre noi tânjim după ziua în care firea noastră va fi cu adevărat moartă și vom avea în noi doar dorințe curate și pure, totuși există ceva mai rău decât războiul dintre fire și duh, și anume lipsa războiului. Dacă nu există un război în noi înșine, înseamnă că firea este cea care controlează cetatea și toate avamposturile vieții noastre. Eu consider că acest război interior este un indicator al unei vieți de o nouă calitate, care a fost transformată de Dumnezeu. Astfel, trebuie să înțelegem că seninătatea și pacifismul spiritual aduc moarte. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit pentru a lupta cu firea noastră. Semnul faptului că suntem locuiți de Duhul nu este cel al lipsei de dorințe și pofterele, ci faptul că suntem în război cu ele. Atunci când luăm versetele 16 și 17 împreună, scopul principal nu este războiul, ci victoria Duhului. Dar versetul 16 ne spune că atunci când umblăm prin Duhul, nu vom lăsa ca acele dorințe rele să ajungă la maturitate. Atunci când umblăm prin Duhul, vom căuta să înfrângem chiar și mugurii acelor dorințe și pofterele. Dar noile dorințe centrate pe Dumnezeu vor înlătura dorințele vechi, care sunt centrate pe om. Versetul 16 ne promite victoria asupra dorințelor firii noastre. Totuși, nu ne spune că nu va fi un război, dar ne asigură că victoria este a Duhului. Al doilea motiv pentru care să umbli prin Duhul, în episodul anterior am pus întrebarea de ce este crucial să umbli prin Duhul, dar să fii călăuzit de Duhul, se găsește în versetul 18. Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Însă trebuie să fim atenți că asta nu înseamnă că nu trebuie să împlinești legea lui Dumnezeu, dar trebuie. Asta este scris în versetele 13 și 14. Dar voi ați fost chemați la libertate, fraților. Însă nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire, ci slujiți-vă unii pe alții prin dragoste, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă: să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și de asemenea, în Romani, capitolul 8, versetele 3 și 4, este scris: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Prin urmare, a nu fi sub lege nu înseamnă că nu trebuie să împlinim legea. Când suntem cărmuiți de Duhul, nu ne aflăm sub pedeapsa legii, deoarece ceea ce legea cere produce Duhul, și anume dragostea. Observați versetul 22 din capitolul 5. Primul și atot cuprinzător rod al Duhului este iubirea, dar despre care versetul spune că împlinește întreaga lege.
Și pentru a confirma că așa gândește și Apostolul Pavel, el încheie lista rodului Duhului din versetul 23, spunând că împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. În alte cuvinte, cum poți să fii sub asuprirea sau pedeapsa legii atunci când ceea ce cere legea este exact ceea ce rodește viața ta? Adică dragoste, prin Duhul Sfânt. Al doilea motiv pentru care să umbli prin Duhul este aproape același ca primul motiv. Versetul 16 spune să o faci deoarece îți aduce victoria asupra firii pământești. Și versetul 18 spune să o faci deoarece vei fi liber de asuprirea și pedeapsa legii. Pentru că roada Duhului împlinește legea. Dar plinătatea Duhului se revarsă prin dragoste. Prin urmare, Duhul umple acel gol care influențează firea și se revarsă spre alții. Iar această manifestare își are sursa în dragoste. În dragostea pe care Duhul o produce și pe care legea o cere. Până aici am înțeles care este importanța umblării prin Duhul. Însă, cum facem acest lucru? Și răspunsul spre care vom privi în momentele următoare este acesta. Umbli prin Duhul atunci când sufletul tău se încrede, se odihnește în promisiunile lui Dumnezeu. Atunci când trăiești prin credință, la credința în Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit și s-a dat pe sine pentru tine, pentru fiecare dintre noi, Duhul va domni peste această fire păcătoasă cu care vom trăi până atunci când trupurile noastre supuse putrezirii vor fi reînnoite și proslăvite. Privind în Galateni, putem să observăm 5 dovezi ale acestui adevăr. Primul îl regăsim în Galateni, versetul 6 din capitolul 5. În Hristos Iisus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Credința autentică produce întotdeauna dragoste, deoarece credința îndepărtează frica și ne crește apetitul de a ne bucura de și în puterea lui Dumnezeu. A versetul 22 din capitolul 5 ne spune totuși că dragostea este roada Duhului. Așadar, dacă dragostea este ceea ce credința produce în mod necesar, iar dragostea este un rod al Duhului, atunci calea de a merge după Duh este să ai credință. Care este o otihnă, o încredințare în promisiunile lui Dumnezeu? A doua dovadă a faptului că umbli prin Duhul atunci când sufletul tău se încrede, se odihnește în promisiunile lui Dumnezeu, o putem observa în versetul 5 din Galateni 5. Căci noi așteptăm cu nerăbdare prin Duhul, prin credință, speranța dreptății. Cum așteptăm pe Iisus prin Duhul? Prin credință. Atunci când îți găsești fericirea și refugiul în Dumnezeu și te odihnești în promisiunile Lui, aștepți prin Duhul și umbli prin Duhul. A treia dovadă o regăsim în versetul 23 din capitolul 3. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși până când avea să fie descoperită credința. Deci, atunci când a venit credința, aceasta ne-a eliberat de sub paza legii. În Galateni, în versetul 18 din capitolul 5, este scris: însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Cum vom căuta atunci să fim călăuziți prin Duhul? Prin credință, meditând la cât de prețioase și adevărate sunt promisiunile lui Dumnezeu, până când inimile noastre sunt libere de orice frământare. Dar acesta este modul în care Duhul Sfânt umple și conduce. A patra dovadă o vedem în Galateni, în capitolul 3, în versetul 5. Prin urmare, cel ce vă oferă Duhul și înfăptuiește minuni între voi, face acestea prin fapte legii sau prin auzirea credinței. Dar Duhul își face lucrarea în noi și prin noi numai prin credință. Suntem sfințiți numai prin credință. Calea de a umbla prin Duhul și astfel de a nu împlini poftele firii este să auzi promisiunile lui Dumnezeu și să te încrezi în ele, să te bucuri de ele și să-ți găsești liniștea și pacea în ele. Și în final,
A cincea dovadă, Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cine este cel care trăiește în Pavel? Duhul! Și acum spune Galateni 4 cu 6, iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Duh care strigă Abba, adică Tată. În fiecare zi, Pavel își pune credința în Fiul. Zi de zi își aruncă grijile asupra lui Dumnezeu, își eliberează viața de vinovăție, de frică și lăcomie. Dar în fiecare zi, prin credință, este purtat de Duhul, călăuzit de Duhul. Cum se vede că umblăm prin Duhul? Răspunsul este limpede. Nu mai încercăm să o umplem golul vieții noastre cu lucrurile lumii, ci cu lucrurile lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu, meditând asupra lor zi și noapte și găsindu-ne toată desfătarea și odihna în ele. Acesta este adevărul, pur și simplu.